Un nou loc de unde poți cumpăra coins la FIFA. Linkul în descriere alături de un cod de reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații. Simplu! Salutare, mă, friends! Bine ați venit la episodul 4 din cariera noastră la FIFA 17. Longford Town ne așteaptă să-i ducem spre glorie. Shamrock, iată, încă ceva înainte de la început să vă spun ca să nu uit până la sfârșit. Mulți nu știu care treabă cu seria asta, bă, care e ideea principală. E bine, ideea principală e că antrenorul Quick trebuie să ajungă cel mai bun antrenor, nu numai la echipa asta, deci vom pleca de la Longford cândva. Însă începem, asta e ideea, să încep de jos, de la cea mai slabă echipă din FIFA, să ajungi la Barça, Real, Chelsea, nu știu, echipe bune, înțelegeți voi. Asta e toată ideea. Și o să trecem pe la mai multe echipe de diferite feluri în funcție de cum o să meargă. Cum îi zice, performanța noastră, cum o să fie performanța la cluburile la care participăm. Cam așa ar fi. Oricum, haideți să continuăm. Avem primul meci cu Shamrock Rovers. Aceasta este mirobolantica cu care o să jucăm. Skinner, Flynn, Vita, Mulhall, Powell, Hughes, cred că e ăla, ăsta e Dylan, Dixon, O'Connor, Dacosta și în atac Țane. Încă o dată Țane n-a jucat nimic, accidentat 4 săptămâni, parcă sau 6, nu mai știu exact sigur. Ăsta îl punem pe Nache pe bancă. Jucăm un celălalt kit astăzi, de ce nu? La noi acasă, să începem. Town Park-ul ne așteaptă cu sufletul la gură. Fanii noștri, trebuie să aducem și fanii la stadion. Să sperăm că vom reuși, numai cu rezultate. Momentan stăm bine, adică lumea s-a așteptat să pierdem. Suntem pe locul 5. Suntem pe loc destul de bun, să fiu sincer. Ok, îmi place că avem la nocturnă, mă, pe un asemenea stadion. Asta e tot ce trebuie. Să ai nocturnă pe un asemenea stadion, e Dumnezeu pe pământ. Haideți să începem partida și să câștigăm. Trebuie neapărat. Avem ghinion în primul meci, mereu pierdem. În fiecare episod, în primul meci, am pierdut. Greg O'Connor faultează. Nu mi s-a părut deloc fault acolo. Dar, mă rog, arbitrul, să trăiască domnul arbitru. O, da! O, da! Când sunteți neatenți, asta este, pățiți. Țane, pleacă acolo O'Connor, foarte bine, du-te O'Connor, du-te O'Connor, du-te O'Connor. Ce tackling-uri au ăștia, bă, incredibil. Bine, am stat și eu cam prea mult acolo până s-a poziționat la bine în fața mea. Dar totuși, bă, execuția tackling-urilor la ăștia în Liga Irlandei parcă e prea bună. Pornim aici la atac. Ok, bun aici, Dixon, Dixon trece bine, Dixon, între cei mai buni jucători ai noștri, Dixon foarte bine, Dixon cu shotul portarilor. Sunt Superman, mă, să dea dracu. Skinner al meu. E umbra lui Superman, nici umbra lui Superman nu prea pare. Ok, Dixon, haide cu centrarea bună, prietene, goluri cu capul se dau destul de ușor aici din câte am observat. Mă rog, destul de ușor, se dau cam cel mai ușor dintre toate care se pot da. Țane, gol, 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 mă, este. N-a fost offside, stai mă, cum dracu. Eu sunt fericit, for fuck's sake, am dat gol, dar n-a fost offside? Adică... Cred că l-a scos cineva pe acolo, dar nu știu exact cine. N-arată un dintr-un unghi foarte bun. Oricum, bă, 1-0. Este pauză, my friends, iată. 1-0 la pauză. Suntem aproape de a câștiga primul meci, bă, în debut de episod. Nu s-a mai întâmplat asta până acum. Poate, totuși, o să se întâmple astăzi. Însă hai să nu ne grăbim. Ăștia au avut ceva acțiuni destul de ok. Pasează-mă la ăla, așa, mă, bună. Bună pasă, ai și cu centrarea bună, te rog. Să vedem dacă este ceva. Și portarul Murphy, cum dracu a scos-o pe asta, bă, ce intervenție. Tu vorbești serios, mă, joculete. Intră Heaney la ăștia în locul lui Webster. Webster este fundaș central, dacă nu mă înșel, la ăștia. L-am văzut prin apărare. Probabil au băgat ceva atacant sau mijlocaș. Vreau să joace mai ofensiv. Au scos din offside pe Dylan. Oh, doamne, invita. Aproape de 2-0, păi fi nervos, Quake. Hai de ce. Nu se poate să rateze așa ceva. Ui, ce bine a venit mingea. A, sau nu chiar, i-a venit puțin în șters. Oricum, o centrare cu exteriorul foarte fain al lui Dylan. O să pasă, hai Dixon, hai Dixon, hai Dixon. Centrare bună, vrea o centrare bună, este Hughes acolo cu capul. Bombardăm poarta ăstuia, însă nu cu goluri, doar cu șuturi și lovituri de cap periculoase. O canăr, nu se poate, Brennan acum. Atacă ăștia miele, nu, 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 șo, șo, nu, șo de aici, nu miele, nu, 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 nu se poate așa ceva, nu se poate, minutul 89, 88, pardon, nu 89, ai de pizda, măsi. Porta, doamne Skinner, doamne Skinner, ce dracu ești, chiar nu vezi pe unde trece mingea, pă, ce vrea să prindă ăla?
Iată acolo, până și antrenorul este frustrat. Doamne ferește, nu se poate așa ceva. Skinner gafează încă o dată evoluție proastă a portarului nostru. Ce dracu ne facem, bă? Ce ne facem cu acest Skinner? Avem nevoie de portar, bă. Neapărat. Neapărat avem nevoie de un portar. Poate o să vină de la Academie ceva. Nu-mi permis să mai dau banii pe încă pe, și pe un portar. Adică e prea de tot. Vai de viața mea. Nu, bă, nu! Aproape să câștig meciul de debut din episod, bă, și de... Haide. Noroc acolo. No, deci Skinner absolut oribil a jucat. 6.3, mă. Are fucking 6.3 Skinner. Dă-o dracu de treabă. Și Murphy are 6.8. Deci un portar care a scos aproape tot. Apra superb. Ia 6.8. Un portar care a gafat la singurul gol al ălora. Și în rest n-a făcut nimic. Iată, 6.3. Diferența e prea mică. Să dea dracu. Salutare și bine ați venit la știrile prost.ro, noul prost național. Eu sunt Ionel Mustață Fină și azi avem știri bombă. Se pare că cei de la Longford au rezolvat deja două transferuri. L-au adus pe Shane Cojocărel de la Liga a 4-a din Anglia și încă un jucător sud-african liber de contract pe Halitzi Hlatinski. Pe ăla sud-african liber de contract. I-a oferit 5.000 pe săptămână. Adică cât îmi oferă mie ăștia ca să-mi țin mustața să nu pice. Ha 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 ha. În alte știri se pare că a fost făcut scandal din nou de către Quick la conferința de presă. Da. Să vedem imaginile. Ce mai vreți, mă? Ce mai vreți, mă? Să mai suport și pe voi, mă? Iar toți de la prost.ro, mă, lăsați-mă, mă, dracu, în pace, eu că nu mai pot, mă. Ui, v-ați uitat, mă, la Skinner ăla cum apără, mă, Dumnezeu mamei lui. Bă, ăla-i portar, mă, bă, păcat că n-avem bani, mă, păcat că-s patronii comuniști, bă. Ai auzit, domn patron, ai auzit, a, ce trebuie să mă uit în cameră? Ai auzit, domn patron, dă dracu bani, mă, dacă vrei performanță, mă. De dracu, cine ești tu, mă, Becali, doar vinzi și atâta, mă, vrei bandă, de unde, mă? Bagă bandă te dracu cu portalul, ce vreți mă să fac, mă? Ce vreți mă să fac cu el, mă? Că gata, îmi bag eu. Klein Cowan n-o să mă... Ieși afară, mă! Îl punem pe Țane, mă, care... Pare destul de bun, sincer să fiu. Chance creation, hai, Țane! Fă, tu arată-ne tu cât ești de bun! Haideți să băgăm aici... antrenamentele, Klein, te rog, crești, te rog din suflet, crești, Klein, crește, 58... Țane și el, 51, mă! Bă, oare să ai potențial? Mă, nu-l arată ca promising acolo, dar... Nu știu, poate, poate... De fapt, promising îți arată doar dacă ai peste 80 sau undeva pe acolo, potențial, nu știu, sigur. Chiar nu știu. Haber, iată, ăsta încă n-acceptă. Deci, ca atacant încă, nu știu, trebuie să-l vând pe Cowan și să iau ceva. În rest, nu știu dacă pot face mare lucru. Cojocărel, 51 overall, să sperăm care potențial are. Viteză, are agilitate, balance. Interesant, are dribbling, are penalties... Ca orice român, trebuie să știi. Joacă și atacant, se pare. Da, nu știu ce să zic. Hai să vedem și jucătorul de... Și ai 6 overall! Hlanti, sud-africanul minune, joacă și left mid. Are 66 overall. Da, mă, asta este. Echipa noastră arată din ce în ce mai bine. Sprint speed, acceleration. E bun, e bun. Are marking bun. E mai defensiv, deci nu o să-l jucăm LM. N-are rost. Dar bine, dacă o să fie nevoie, vă dați seama că o să-l băgăm. Player sold, da, Malhall ăsta a plecat pentru 100.000 la Shamrock Rovers, 60 am obținut eu însă de pe urma lui. Ceea ce e destul de bine, avem meci cu Finn Harps, my friends, după aceea o să fie deadline day-ul, da, iată, încă 4 zile și după aceea terminăm și perioada de transferul, să sperăm că o să-l dăm pe Cowan și o să luăm altceva mai bun, sincer să fiu, nu-mi place absolut deloc acest Cowan, este... Extrem, extrem de slab la capitolul stamina. 34 obosește mult prea repede. Dar va trebui să jucăm în meciul ăsta cu el. O să jucăm cu Enache. O să-l punem pe Klein. Cojocărel va fi pe bancă. Cojocărel pe bancă, iată-l. Își face și el probabil debutul. Avem deja doi români, Cojocărel, Shane Cojocărel și Enache. Da, poate o să mai aducem încă unul. Cine știe însă în iarnă sau sezonul viitor, dacă o să mai rămânem aici, dacă o să ne mai țină ăștia sau dacă o să mai vreau eu să rămân. Bineînțeles, Finn Harps. Finn Harps, cu ei avem match. Aș rămâne la ăștia dacă o să ne calificăm într-o competiție europeană, să vedem cum merge treaba acolo. Să jucăm așa cu echipă slabă și după aceea dacă
în momentul în care o să fiu eliminat, o să plec probabil de la echipă. Oricum, haideți să începem partida cu... cu Finn Harps, da, corect. M-am uitat cu cine joc, m-am uitat pe... Doamne ferește. Am probleme grave, să mă ajute cineva! Da, bă, din păcate ghinion teribil în meciul de mai devreme, însă am rezolvat totuși două transferuri destul de interesante cu jocărel pentru 60.000 de euro, dacă nu mă înșel, și liber de contract cu 5.000 pe săptămână, cu 5.000 de euro pe săptămână salariu. Oh, ce recuperare, iată! Hlanti, sau cum îl cheamă, pasă bun aici! Cowan, te rog, fă ceva util. Cowan centrează, Klein! Gol! Gol! Cu capul încă o dată, Klein înscrie minutul 4. Șt! Liniște! Liniște! Să nu vă aud. Să aud doar gloria. Gloria! Gloria să se audă. Atât tot. Asta e și important. În deplasare cu Finn Harps. O echipă destul de slăbuță, o echipă medie în campionatul ăsta. Trebuie să-i pizdim pe ăștia neapărat. După ce am avut ghinion teribil. Iată, acolo o stropii de ploaie pe cameră. Ai de viața mea, Klein. Niklas Klein, al doilea său gol, tânărul nostru jucător, trebuie să marcheze, trebuie să dea asisturi, trebuie să fie bun pentru a crește și să o facă repede. De fapt, deja o face repede, ce dracu zic. Deja aproape are 60 overall, deci e fenomenal. Dixon, a, greșește pas, hai mă, tocmai tu, Dixon, tată. Mi-am dat și dintr-o poziție urâtă. Enache, te rog, Enache, te rog, nu ne trăda aici. Ok, Klein. Bună pasa, bună pasa, haide, încă o dată, Klein a fost bună mingea, dar Cowan face o preluare de autist, însă pasează bine aici. Și încă o dată, nu putem face absolut nimic la o fază de atac. Viața e tristă, știu băieți, știu că viața e tristă, cum drag. Iată, nu, 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 trebuie să vină la din spate neapărat, Haverty, Dumnezeu. Mun galang, galang, Flores. Ăla e Joe Flores oare, bă? Care sunt șansele să fie Joe Flores? Dar nu cred că mai este. Oh, nu, 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 Hanlon. Hanlon, periculos. Skinner apără. Skinner chiar a apărat, bă, dar este gol aici. Până se ridică Skinner, ăla n-a putut să stea în fața atacantului și este 1-1. Este o competiție, dracu aici, bă. Serios acum. Toate echipele sunt destul de echilibrate până acum. N-am jucat încă cu Galloway, însă așteptăm și meciul cu ea să vedem. Chiar sunt curios ce pot ei in-game. Iată, ce preluare bună, Skinner a încercat, a apărat bine aici, dar s-a ridicat destul de bine, pretenții să n-am să ridice repede la overall-ul ăsta, dar totuși, și greșeală de fundaș acolo, l-a stat în spatele atacantului, în loc să se arunce în fața lui, asta este Klein, Klein marcatorul golului, minge deviată, Cowan, trebuie să întoarcem aici, Gannon, minge bună, minge acum la Cowan, Cowan, na, na, na. O, sau, pasă bună, Link Dog, am tras din prima, încercat cam multe. A, este corner, a fost deviat, ok, ok, I like this. Nu, e bine. Enache încoate, Naș, hai Naș. Nu se poate, Klein, ce ai făcut, Klein? Nu se poate așa ceva, s-a pus în fața balonului, ce ai căutat acolo, mă? În fața șutului, putea să fie golul lui Cowan ăsta, pe staluresc și cu echipierii, a fost offside. Ha, să dea dracu. Săracul Cowan. Prind o formă mai bună când sunt acasă. Și situația noastră. Oh, a trecut sud-africanul. Sud-africanul trece. Hlanti, Hlanti. Haide, Hlanti. Haide, Hlanti. Centrare bună, Cowan. Autogol. Autogol. Houston o degajează. A vrut să degajeze mingea de acolo. A dat-o în propria poartă. Și este gol pentru ăsta, bă? Sau ce s-a pus? Trebuie să fie autogol. N-are cum să nu fie autogol. A încercat să o devieze. Cred că intra în poartă. Cred că se ducea în bară și după aceea era gol. E greu de zis. E greu de zis dacă intra. Da, este autogol pentru Houston. Din fața lui Cowan. Când se dea și ăsta gol, Cowan gol, se pune numele lui, se bagă ăla și își dă autogol. Toată lumea îl urăște pe Cowan. Este inamicul numărul 1. Link Dog. Trebuie să plece ăsta odată aici. Așa e Enache. Enache e invizibil în meciul de astăzi, în mare parte. Să protejăm Enache, frumos. O centrare acestuia, liber acolo Cowan. Vai de... Ha. Gannon, aoleu, 2 pe el acolo, mingea la Cowan. Un călcâi bun, Klein, Klein. Nu mai poate Klein. Klein recuperează, dar totuși se termină meciul 2-1, victorie, mă. Mi-am scos și casca din ureche, vai de capul meu. Victorie, iată acolo cei doi manageri, dau mâna, uite-l mă pe cui, mă, mândru de echipa lui, mă, aplaudă, mă. De la nervi a trecut la aplaudat.
Eh, așa ceva. Bun, mă, haide să continuăm minunata carieră. Klein a înscris minutul 4, după aceea Houston și a dat autogol. Bine, între timp Flores a dat gol, dar cui pasă de ceilalți, mă? Cui pasă de Finn Harps? Cui pasă? Important este că am câștigat. 2 la 1, 3 puncte, 4 puncte în acest episod. Poate data viitoare 6. Poate data viitoare o să avem 6 puncte, de ce nu? Poate vine miracolul peste noi. Sfântul miracol, de ce nu? Eu sper, eu sper. Suntem pe locul 4 data asta. Nu cred că ne poate depăși nimeni, sincer să fiu. Nu pot, dacă nu-l vând pe Cowan, n-am ce să fac, nu o să mai iau nimic. Trebuie neapărat să-l vând pe Cowan ca să pot lua un atacant mai bun. Iată, în deadline day deja se cheltuie bani. Kane la Manchester United. Ofertă pentru Cowan. Oh, da, oh, da. 150.000 dacă scop el, sunt cel mai fericit om din lume. La Galloway, la cea mai slabă... pe ăsta ar vrea cea mai slabă echipă, mă, din campionat? Serios? Nu, nici nu mă miră, adică unde se duc în altă parte. Cea mai slabă echipă probabil din... Acum, în acest moment, în cariera noastră, cred că e cea mai slabă echipă din FIFA. Fuck sake. Da, o să dea 150.000 pe el, mă, și hai să ne căutăm atacant, mă. Va pleca într-un final, Cowan. Într-un final se va duce, dracu. Și eu pot să-mi iau un atacant bun. Player sold, Cowan, 90.000. 90.000 am obținut de pe urma lui. Du-te, Haber ăsta, Haber, acceptă. Canadianul vine, bă, Marcus Haber. Prietene, bine ai venit la echipă. Să sperăm că o să te simți bine aici. Este un alt atacant de careu. Exact ce am vrut și îmi scade din nou nota pentru că finanțele, o să stăm foarte prost cu finanțele. Trebuie să vindem neapărat în iarnă ceva. Deci vă dați seama, o să fie... Probabil pe Enache va trebui să-l vindem, să ne despărțim de el. Și acceptă și ăștia împrumutul pentru Jerome Sinclair, ca împrumut. Împrumutul ca împrumut, bravo, Quick. Ești genial, însă nu o să-l mai luăm, n-ar rău să ne mai încărcăm cu mai mulți bani aici. Ar fi stupid din partea mea, cu adevărat stupid. Training, what? Nu, 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 4 luni, cine, cine? Dylan, Dylan, între cei mai buni jucători, se accentează pentru 4 luni. Mulțumesc frumos, jocule. Nu puteam să fie cineva care nu joacă nimic sau e slab. Hai de viață, se putea, mă. Ok, Klein, te rog, crești încă o dată. Hai, cu 60 overall, repede, din suflet, te rog. Din suflet, te rog, Klein crește 59, bun așa. Țane mai are și el puțin, dacă ai o notă bună data viitoare, cred că va crește. Klein, iată, face 59 și mai mult de un sfert. Băi, cam atât pentru astăzi, transferuri. Oh, stați să vi-l arăt pe Haber, mă. Uite-l pe Haber. 63 overall, superb. N-are el viteză prea mare, însă nici nu vreau chestia asta. Vreau să mă bazez pe forța lui de 86. Pe finishing-ul lui de 60, nu e foarte mare. Are heading accuracy, însă 69, e bun. 64 shot power, e bine, e forțos. 6 cu 3. Perfect, perfect. 1,90 m, cred, cam atât ar veni, nu știu sigur. 1,90 m și ceva, poate. Haber, să sperăm că o să fie fantastic aici. Data viitoare, Cork City în acțiune. O să-i pizdim cum dracu. Cam atât pentru astăzi. Eu am fost Quick, să aveți o zi grozavă. Ciao, les.